Deci aceasta este o menținere a măsurilor de protecție impuse de starea de alertă, care s-a prelungit. Măsura a fost inițiată de pe timpul perioadei stării de urgență, iar toate acestea pentru protejarea beneficiarilor, a persoanelor cu dizabilități, dar și a personalului pentru continuarea activității cu publicul, dar evitând contactul direct între persoane. Persoanele care s-au prezentat la sediul instituției noastre dosarele au fost ridicate, au fost depuse la registratură, dar pentru a evita deplasările inutile, pot să completeze dosarele, să le depună la sediul primăriilor, primăriile le vor depune la registratura direcției noastre sau documentele pot fi transmise direct pe poștă, pe adresa din DGSPC Suceava, municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, numărul 16, camera 1. Nu au fost persoane nemulțumite, colegii mei au coborât de fiecare dată, au preluat persoanele prezente, au discutat, le-au ridicat documentele, le-au informat, s-au făcut și se fac în continuare consilieri de câte ori este nevoie. S-au făcut și online, se fac și direct, toate măsurile de precauție și cu evitarea intrării în sediul instituției. Nu am făcut o statistică, dar sunt la fel de multe persoane.